ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noapte de foc pentru pompieri oneșteni. Ziua mobilității europene la Dărmănești. Dofteana, ajutoare pentru familiile afectate de inundații la Galați. Două locuri disponibile pentru încadrare directă din surse externe la gruparea de jandarmi mobilă Bacău. Gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun Bacău organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de subofițer operativ principal, conducător auto prin încadrare directă sau rechemare în activitate. Termenul limită de înscriere a candidaților și depunerea dosarelor de recrutare este 11 octombrie 2024, ora 16. Dosarul se transmite scanat, lizibil, integral, în format PDF, la adresa de e-mail resurseumane@gruparea-jandarmi-bacau.ro. Anunțul în integralitate și mai multe detalii privind condițiile ce trebuie îndeplinite, formularele și modelele documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, informații referitoare la probele de concurs, tematica și bibliografia, puteți contacta compartimentul resurse umane ale grupării de jandarmi mobile Bacău la numărul de telefon 0234 585 570 interior 24006, precum și la sediul unității din municipiul Bacău, strada Heri Coandă, numărul 5 și 12. Vă așteptăm în echipa noastră! Se arată în comunicatul transmis de către Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Noapte de foc pentru pompierii oneșteni. În noaptea de 24 spre 25 septembrie anul curent, Garda de Intervenție a Detașamentului de Pompieri Onești a intervenit în comuna Guravăi, sat Guravăi, pentru lichidarea a două incendii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incendiul s-a produs la o casă de locuit în satul Guravăi. Apelul care anunța evenimentul a fost primit în dispeceratul ISU SAJ în jurul orei 21 și 27 de minute. De urgență, la locul indicat s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și o ambulanță smurt. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Din cercetările efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului este focul deschis în spații deschise. În jurul orei 0 și 12 minute, echipajul care se întorcea la subunitate a intervenit la un alt incendiu produs la o casă din aceeași localitate, în urma observării directe a evenimentului. Pentru gestionarea operativă a situației de urgență au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt. În urma incendiului a ars casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați, nefiind înregistrate victime. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este focul deschis în spații închise. Ministrul Mediului Băcăuanul Mircea Fechet a fost la Dărmănești alături de primarul orașului Constantin Toma la Ziua Mobilității Europene și la Ziua Curățeniei Naționale. Am văzut cum o comunitate unită poate face lucruri extraordinare atunci când se mobilizează. Alături de sute de voluntari am participat la Let's Do It România, cea de-a 11-a ediție a Zilei de Curățenie Națională. O inițiativă care ne amintește că marile schimbări încep cu pași mici și consecvenți. Anul acesta, pentru prima dată, Ziua Curățeniei este sărbătorită oficial, după ce legea al cărei inițiator am fost și eu a fost adoptată. Peste 200.000 de voluntari și mii de angajați din instituțiile subordonate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor s-au mobilizat pentru a face România mai curată. Efectele introducerii sistemului de garanție-returnare se văd deja cu ochiul liber, arătând că avem puterea de a face o schimbare reală pentru mediu. Mulțumesc tuturor celor care și-au dedicat astăzi timpul pentru a face o Românie mai curată și mai frumoasă. Felicitări primarului liberal Constantin Toma pentru organizarea acestei acțiuni. Împreună demonstrăm că doar uniți putem construi o Românie mai verde pentru generațiile viitoare, a transmis ministrul Mircea Fechet. Mă bucur să fiu astăzi aici la Dărmănești pentru a sărbători împreună Let's Do It România, adică o campanie națională de ecologizare, la fel cum și săptămâna mobilității
este la fel de importantă. Îi mulțumesc domnului primar Toma Constantin, la fel cum doresc să mulțumesc tuturor colegilor din Ministerul Mediului care participă alături de voluntari la aceste acțiuni. E vorba, bineînțeles, ca întotdeauna de administrația bazinală Siret, de Garda de Mediu, de Agenția pentru Protecția Mediului. Înțeleg că și colegii de la Rom Silva nu sunt departe de aici și ecologizează la coada lacului o zonă importantă. Aș vrea să fiu foarte scurt și aș vrea înainte de toate să le mulțumesc voluntarilor. Văd foarte mulți copii și nu numai copii în cadrul acțiunii de voluntariat. Aș vrea să știți că anul acesta s-au înscris în platforma Let's Do It peste 200.000 de cetățeni, peste 200.000 de voluntari, ceea ce este un lucru extraordinar, probabil este cel mai mare număr înregistrat vreodată și asta denotă că românii nu doar că își doresc o țară mai curată, însă sunt dispuși o zi pe an sau poate mai multe pentru unii să meargă personal și să ecologizeze. Păstrarea comunităților curate e un lucru pe care ni-l dorim cu toții și aș mai adăuga faptul că de când avem sistemul garanție-returnare, toată lumea spune că vede mai puține peturi aruncate. Să știți că în mod tradițional mergeam la ecologizare la o pădure în Șerbănești, foarte aproape de cartierul în care stau în municipiul Bacău. Însă anul acesta, pentru prima dată, am fost sunat și mi-au spus: Mircea, nu mai veni mâine acolo pentru că nici noi nu mergem. Am fost în recunoaștere și nu mai sunt peturi aruncate. Ceea ce e un lucru extraordinar. Mă bucur că avem ca întotdeauna parteneri și școlile și în general tot ce înseamnă sistemul educațional. Și aștept cu nerăbdare să mergem să facem curat pe trotuș. Mulțumesc pentru invitație, domn primar. În cadrul ultimei întruniri a legislativului Comunei Dofteana, primarul Ioan Bujor a făcut un apel public la toți cei care pot ajuta familiile din Comuna Cudalb, județul Galați, afectate grav de inundațiile catastrofale. Mai multe aflăm în minutele următoare. În cursul zilei de sâmbătă am fost în Comuna Cudalb din județul Galați, comuna care a fost afectată de inundațiile din luna septembrie 2024. M-am dus acolo ca cetățean, ca un simplu cetățean și am dus din partea familiei mere atât cât am putut să duc acolo. Întâmplător, nu a fost nimic organizat, m-am întâlnit cu doamna prefectă a județului Galați și cu primarul din localitatea respectivă. Este groaznic să ajungi într-o localitate să nu poți să circuli cu mașina datorită faptului că mâlul este până la genunchi. Un mâl negru, un hlei dintre ăsta în care nu poți să înaintezi deloc. Casele oamenilor nu se mai cunosc, iar sprijinul lor este în acei care vine să le întindă o mână să-i ajute, sau mai apropiați sunt militarii români care sunt acolo, militari de la MAPN, de la Ministerul de Interne, cei care sunt de la pompieri și care îi ajută. Am fost la sala de sport, o sală de sport la fel cum e a noastră, de la școala Scala Loier. Jumătate din ea era plină cu haine folosite, care le-au dus oameni de bună credință. Jumătate era ocupată cu alimente, apă minerală, apă plată, sucuri, conserve și așa mai departe. Fac un apel la toți cetățenii din localitate și la dumneavoastră, cei care sunteți consilieri astăzi prezenți aici. Sâmbătă dimineața voi pleca cu un nou transport. Până la ora actuală avem un tir care este asigurat cu materiale de construcții, care sunt ce? Cherestea, BCA, OSB, și alte materiale de construcție care putem să le ducem sâmbătă dimineața la ora 8 va pleca tirul din localitate.
bineînțeles, însoțit de mine. E posibil să mai s-a oferit încă cineva să ne ajute încă cu un tir. Până vineri seara la orele 16, care doriți dintre dumneavoastră să donați, mă refer la materiale, nu, sau îmbrăcăminte noi, nu alimente, nu bani. Dacă aveți bani și aveți posibilitatea, mergeți la un angro undeva și cumpărați, îi 75 de lei o pilotă pentru două persoane. Cumpărați o pătură, cumpărați șosete, pentru că alimente și apă au deocamdată. Dar omul, dacă nu are nici măcar pe ce să stea pe un scaun, nu are masă, nu are aragaz, nu are o butelie, vă puteți uni doi, trei, să cumpărați un aragaz sau o butelie, să cumpărați un frigider, două, trei persoane. Le aduceți la noi la Casa de Cultură, care vor fi gestionate de către Alina Hârbu, iar materialele de construcții de Ionela Merișan le gestionează de așa natură să fie la oameni acasă și ne ducem cu mașina, le preluăm de acolo, le încărcăm în tir, le îmbarcăm și mergem. Pe aceste materiale și în general pe îmbrăcăminte, pe pături și așa mai departe, care ele deja sunt ambalate, vă rog să vă scriți numele, cum vă numiți dumneavoastră, și numărul de telefon. Voi lua o echipă de la primărie și când ajungem acolo la un cetățean acasă, după numărul de telefon pe care îl lăsați, vă sunăm de acolo pentru a ne menține credibilitatea noastră, ca și Consiliul Local, ca și primărie, așa, faptul că suntem serioși și lucrurile donate dumneavoastră vor ajunge la oamenii nevoiași. Vă cunosc pe toți 17 consilieri destul de bine. Știu posibilitățile dumneavoastră materiale financiare. Din puținul dumneavoastră pe care îl aveți, vă rog să donați atât cât puteți îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte materiale, pături, pilote, plapumă, pernă și așa mai departe, să fie noi, pentru că vor ajunge la cei oameni care sunt în vârstă, care nu au un acoperiș poate deasupra capului, că li se aduce tot felul de containere dintre astea, cară tirurile permanent și deja au venit friul. Vă rog să înțelegeți, fiecare dintre noi stăm în casă, acoperiți cu plapuma, stăm la căldură, dar oamenii aia de acolo nu au ce. Da, vom continua cu, sper că m-ați înțeles destul de clar, deci până vineri seara la orele 16. Vă rog frumos, sunteți consilier local și bine ar fi, și motivul pentru care eu am fost prezent sâmbătă acolo, nu am fost prezent și nu m-am filmat, și nu am făcut poze ca eu să arat prin mândria mea că am făcut ceva. Nu am făcut nimic, ci vreau să dau un, sau să trag un semnal de alarmă pentru toți cetățenii din localitate, căci localitatea noastră este considerată ca fiind o localitate zis așa cu dare de mână, cu oameni gospodari, cu oameni care stau bine din punct de vedere material și financiar. Poetul în cetate, la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, un omagiu vibrant adus poeziei. O nouă ediție a evenimentului Poetul în cetate a avut loc miercuri 18 septembrie la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, într-o atmosferă încărcată de emoție și creație literară. Organizat în colaborare cu Direcția de Cultură și Fundația Națională George Călinescu, evenimentul a reunit iubitori ai poeziei, scriitori și profesori, toți uniți de pasiunea comună pentru cuvântul scris. Moderarea evenimentului a fost asigurată de două personalități marcante, profesor Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu, și profesor Gabriela Garmacea, care au contribuit prin discursurile lor la crearea unui cadru de reflexie și sensibilitate artistică. Mă bucur să văd că e așa de multă lume aici, că deja e creată o efervescență. Ce pot eu să spun este că acest tip de eveniment, și anume nu în cenaclu, ci un pic mai mult, un pic de ieșire în lume a celor care scriu poezie, eu personal l-am regăsit prima dată în programele Zilelor Culturii Călinescene în 1975, la ediția a șaptea.
Acolo apare prima dată cu denumirea aceasta. Fundația Națională Gecălinescu, respectiv societatea Gecălinescu dinainte, s-a preocupat de promovarea oamenilor care scriu. Prima dată au publicat o culegere de poezie, cântece în coloană, și ulterior s-au gândit că asta este o altă formă. Surpriza e așa, că, vedeți dumneavoastră, parcă oamenilor le place mai mult să audă, să vadă pe viu autorul versurilor, decât să le citească singur sau să le folosească, știu în ce împrejurare. Adică și un pic de socializare, să ne fim noi între noi. Ne-am mai întâlnit odată, dar nu cu acest, sub acest format al poetului în cetate, ci de Florii cu poezie a fost atunci. Și atunci am avut surpriza asta, foarte multă lume venită să asculte poezie. Ia uite că poezia mai trăiește. Și eu mai plec de la o idee. Am invitat pe toți cei care au dorit să citească, n-am făcut vreun triaj valoric între dumnealor, i-am prezentat și îi vom prezenta în ordine alfabetică, dar mergem pe ideea că fiecare om care scrie are publicul lui. Și indiferent dacă niște critici literari zic sau nu lucruri minunate despre omul respectiv, dacă are cititori mulți și dacă are priză la public, înseamnă foarte mult lucrul acesta. De altfel, mă gândeam la faptul că acum vreo câțiva ani, puțini, nu mai știu exact în ce an, Bob Dylan, solist de muzică ușoară, să luăm așa o titulatură, a luat premiul Nobel pentru literatură, pentru textele cântecelor pe care el însuși le scria. Și o motivare a comisiei care a acordat acest minunat, prestigios premiu Nobel, a motivat, unul din motive a fost notorietatea. Versurile lui sunt știute pe de rost de sute de milioane de oameni. Mai iubesc tinerii din ziua de astăzi poezia? Cred că întrebarea e un pic așa, fără răspuns, pentru că în sală sunt prezenți foarte mulți tineri. Da, tinerii iubesc poezia și scriu chiar poezie bună. Avem tineri oneșteni care au publicat deja volume de versuri, care au apărut la edituri prestigioase din România, și mă bucur să constat că astăzi e un public numeros la activitatea noastră, ceea ce înseamnă că, iată, moștenirea vechiului cenaclu zburătorul încă... Au rămas rădăcinile adânci, da, în pământul acesta. Da. Un eveniment astăzi vă găsim în calitate de moderator. Rar vă găsim așa, în această calitate mă refer, dar iată că o ipostază oarecum inedită, în opinia mea. Da, să zicem, pentru onești e inedită. Am mai moderat întâlniri de poezie, dar în alte localități. Astăzi e prilejul de a ne întâlni cu scriitorii oneșteni și mă bucur că mișcarea culturală oneșteană, începută în primăvară cu poezia primăverii, iată acum ne întâlnim cu poezia toamnei, se pare că prinde contur frumos. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, generația tânără, să vină la evenimente și de ce nu să iubească poezia? Da, sigur, poezia e o stare de spirit în care ne regăsim și e bine din când în când să citim câte o poezie. În cadrul manifestării, unii dintre cei mai apreciați poeți locali au adus în fața publicului creații originale. Printre cei care au recitat se numără Alina Postu, Constanța Caitar, Alexandru Dumitru, profesor Ștefan Epure, profesor Doina Ionescu, Cristina Iscru, Celestina Mitroiu, jurnalistul Ion Moraru, Florin Neagu, profesor Aurica Nistor, Ștefania Pușcălău, Andrei Spoială, Nicu Tudose, Vasile Viorel Vrășmașu, profesor Adina Mitroiu și profesor Gabriela Fornică Livadă. Care dintre acești poeți au oferit interpretări personale, aducând în prim plan teme variate, de la introspecție personală la teme sociale și culturale.
Sunt Doina Ionescu, profesoară de matematică și autoarea volumului de versuri, de poeme, Versul reîntors în destin, apărut exact acum un an, pe 28 septembrie 2023, la editura Carta din Onești, având prezentarea domnului profesor Constantin T.H. Ciobanu, mentorul meu. Fără aportul dânsului, fără să-mi corecteze, cum zic eu, caietul de teme, între ghilimele, n-aș fi îndrăznit să trec direct de la matematică la poezie, deși eu scriu de 19 ani. Ați anticipat următoarea întrebare. Cum se împacă matematica cu poezia? Cu metafora? Întotdeauna m-am simțit așa, având o parte de ceva artistic în ființa mea. Soțul meu cânta cu Adrian Păunescu, premiat Andrei Alma și premiat cu, despre el este vorba în carte, ochii lui albaștri, părul lui bălai și el frumos, mai frumos decât tot frumos. Îl vedeam eu. Așa, revenind la carte, cum se împacă matematica? Păi întotdeauna m-am simțit așa, am simțit că pe podium, pe piedestalul acela de pe vremuri la catedră și în fața tablei, m-am simțit că totuși există și o parte de puțin asociat cu scena. Adică trebuie să vorbim copiilor pe înțelesul lor, da? Chit că matematica, vă dați seama, la un anumit nivel, trebuia totuși ridicat la un anumit nivel, să interacționăm și firea mea de artist nu se poate... Da. Cartea, pot să vorbesc despre carte două secunde? Cartea mea, i-am dedicat-o mamei mele, care m-a încurajat, Versul reîntors în destin, da? Și așa. Coperta 4, da. I-am dedicat cartea mamei mele, care m-a încurajat să scriu, acesta este adevărul, mama mea, profesoara Adela Ionescu Ofelia, profesoară de biologie la Liceul Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești. A fost profesoara mea în liceu. Este cel de-al doilea eveniment pe care l-am pornit așa cu inițiativa unora dintre autori chiar și am stabilit să facem mai des astfel de întâlniri pentru că la prima întâlnire s-a dovedit a fi un moment foarte prielnic de a discuta, de a interacționa și atunci am ales să mai fie și a doua ediție. Emoții ceva? Văd așa un pic inima asta. Da, dintotdeauna o să am, da. Inclusiv la citirea poeziilor mele, chiar și așa tot am emoții, deși le și știu pe de rost, dar nu îndrăznesc să le recit, așa că prefer să le citesc. Ce o să ne recitați, ce o să ne bucurăm? Despre ce poezie? Avem pe tema toamnei, după cum și titlul inițial am plecat de la ideea de toamnă, poezii în culorile toamnei, dar am rămas la Poetul în cetate, fiind mai cunoscut ca titlul de eveniment și voi recita Toamna dintre noi. Am văzut că ți-ai adus un ajutor de nădejde. Da, fetița mea, care este mereu prezentă cu mine la toate evenimentele și îi place în mod deosebit și ea are propriile evenimente cu desenul. Ea e pe partea artistică cu desenul și merge și la poezii. Are emoții, mami, ce zici? Da. Aha, și tu îi porți noroc, ești talismanul ei norocos. Da. Ok. Ce să zicem, mult succes și așteptăm cu interes și de ce nu o nouă ediție, nu? Da, sigur, va fi. O prezență aparte a fost cea a grupului Metafore Comăneștene, coordonat de Miron Mădălina, care a contribuit cu recitaluri lirice impresionante, îmbogățind astfel evenimentul cu o notă distinctă de profunzime și eleganță. Evenimentul Poetul în cetate a fost nu doar o celebrare a poeziei, ci și o ocazie de a reînnoi legăturile culturale dintre generații și de a încuraja tinerii să se apropie de creația literară. Această ediție a demonstrat încă o dată că poezia rămâne o forță vie și relevantă în societatea contemporană, capabilă să aducă împreună oameni cu viziuni și experiențe diverse, dar uniți prin dragostea pentru artă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 28 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 26 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Duminică 29 septembrie, vremea se răcește brusc, cerul va fi noros, maxima zilei nu va trece de 17 grade Celsius. Spre după amiază, izolat apar adverse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 13 grade Celsius. Luni 30 septembrie, vremea înregistrează o tendință de răcire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 15 grade Celsius. Spre după amiază, izolat apar adverse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 9 grade.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!